Acțiune de amploare a procurorilor DNA Iași, care au efectuat astăzi 28 de percheziții într-un dosar ce vizează falsul intelectual și constituirea unui grup infracțional organizat. Procurorii au vizat obținerea ilegală a inspecției ITP pentru mașini cu probleme tehnice sau care nu erau deloc prezente la inspecție. S-au efectuat percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale situate pe raza județelor Vaslui, Galați și Bacău. Dosarul ar fi fost constituit după sesizarea DGA Vaslui în urma unor sesizări vizând fapte de corupție ale unor funcționari aparținând de Registrul Auto Român Vaslui.